Caz șocant în Timișoara, o tânără în vârstă de 27 de ani a fost agresată sexual chiar în apropierea sediului de poliție. În cele din urmă, făptașul a fost prins de autorități și arestat pentru 30 de zile. Incidentul groaznic a avut loc în plină stradă pe splaiul Nistrului. Femeia în vârstă de 27 de ani a fost urmărită de agresor și imobilizată. Ulterior, bărbatul a reușit să fugă și a fost de negăsit timp de 10 zile. Îngrozită, femeia a sunat imediat la 112 și a alertat autoritățile cu privire la viol. Polițiștii au demarat o anchetă, iar în scurt timp au avut și primul suspect, pe care l-au identificat cu ajutorul victimei. Este vorba de un bărbat în vârstă de 37 de ani, bănuit că ar fi cel care a agresat-o sexual femeie. Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara l-au reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. În prezent, judecătorii au dispus arestarea lui pentru 30 de zile.